Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Arătatu-s-a astăzi plină de lumină și de desfătare, prea sfânta jumătățire a învierii Mântuitorului, ca o amiază strălucitoare, luminând lumea cu darurile dumnezești, că purtând făcliile minunilor învierii lui Hristos, umple de lumină semnele nestricăciunii și arată de mai înainte înălțarea la cer. Luminează venirea Duhului cea mult dorită, prăznuirea cea prea luminată a prea cinstitei cinzecimi. Pentru aceasta și dăruiește sufletelor noastre pace și mare milă. Ca un râu al dumnezeieștii slave, acum la jumătățirea praznicului, dăruind tuturor valuri de milostivire, Domnul strigă: cei însetați veniți la mine și beți, că El însuși fiind izvorul dragostei și noianul milei, izvorăște lumii iertarea, spală greșelile și curățește bolile, mântuiește pe cei ce prăznuiesc învierea Lui, acoperă pe cei ce cinstesc cu dragoste înălțarea Lui într-o slavă și dă sufletelor noastre pace și mare milă. În mijlocul templului stând Dumnezeu, cel nemărginit și Domnul, că Dumnezeu era din fire, măcar că om făcându-se pentru noi, s-a arătat mărginit cu trupul, izvorăște tuturor cuvinte de viață curgătoare zicând: curățiți-vă sufletele și vă răcoriți de arșița patimilor, nimeni să nu se lipsească de această băutură oamenilor, că dăruiesc dumnezeescul dar al nemuririi și al bunătăților și părtaș al împărăției va fi împreună cu mine ziditorul și se va proslăvi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii veciilor. Amin. La înjumătățirea praznicului mai înainte de patima și de slăvita Ta înviere, Doamne, ai învățat bunule în templu pe iudeii cei neascultători și pe farisei și cărturari și ai strigat către dânsii: cel însetat să vină la mine și să bea, cel ce crede întru mine, râuri de apă vie a dumnezeescului Duh vor curge din pântecele lui. O negrăită înțelepciune a cunoștinței Tale, cel ce toate le plinești, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Crucii Tale, celei făcătoare de viață, neîncetat închinându-ne, Hristoase Dumnezeule, învierea Ta, cea de-a treia zi, slăvim, că prin trânsa ai înnoit firea oamenilor cea stricată, atotputernice, și suirea la ceruri ne-a arătat ca un singur bun și de oameni iubitor. Către Tine am ridicat ochii mei, Cel ce locuiești în ceruri. Aș vrea cu lacrimi să șterg zapisul greșelilor mele, Doamne, și toată viața mea de aici înainte, prin pocăință bine, să-Ți placă Ție. Dar vrăjmașul mă amăgește și se luptă cu sufletul meu. Doamne, mai înainte de sfârșit, până ce nu pierd, mântuiește-mă. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne, că ne-am săturat de ocară. Cel ce Te proslăvești întru pomenirile sfinților Tăi, Hristoase Dumnezeule, de dânsii fiind rugat, trimite-ne nouă mare milă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii veciilor. Amin. La jumătățirea zilelor, dintre praznicul învierii Tale, Hristoase, și cel al dumnezeieștii veniri al Sfântului Tău Duh, adunându-ne, lăudăm tainele minunilor Tale, întru care trimite-ne nouă mare milă. Căutând la intrarea mormântului și nerăbdând strălucirea îngerului, mironosițele cu cutremur se mirau zicând: au doar a fost furat cel ce a deschis tâlharului raiul, au doar s-a sculat cel ce și mai înainte de patimă a vestit învierea, cu adevărat a înviat Hristos Dumnezeu, dăruind celor din iad viață și înviere. Cercetează, Doamne, smeritul meu suflet, care și-a cheltuit toată viața în păcate, și ca pe păcătoasa mă primește și mă mântuiește. Astăzi au venit de față oștile îngerilor la pomenirea de chinuri, să lumineze cugetele credincioșilor și să veselească lumea cu darul.
pentru dânsii Dumnezeule, milostivindu-te, dăruiește-ne nouă mare milă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii veciilor. Amin. Zid nebiruit de apărare ești nouă creștinilor, născătoare de Dumnezeu Fecioară, că la tine alergând rămânem nevătămați și iarăși greșind strigăm către tine, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Înțelepciunea cuvântului Tatălui, Cel ce a și dat apostolilor cuvântul lui Dumnezeu ca să propovăduiască până la marginile lumii venirea Lui pe pământ, de iudeii cei amăgitori, cu nebunie era ocărât, înfiorător defăimat, ca un îndrăcit și înșelător, care fără de răutate către dânsii striga, nu judecați asupra mea judecată fățarnică călcătorilor de lege, deci către dânsul să strigăm, iubitorile de oameni, Hristoase Dumnezeule, iertare de greșeli trimite celor ce laudă cu credință slava Ta cea neasemănată. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii veciilor. Amin. Cel ce ai suferit crucea și moartea și ai înviat din morți, atotputernice Doamne, slăvim învierea Ta. Oaie a turmei Tale, cele cuvântătoare sunt, și alerg la Tine, Păstorul cel bun, caută-mă pe mine, cel rătăcit, Dumnezeule, și mă miluiește. Cine nu se va spăimânta sfinților mucenici, văzând lupta cea bună cu care v-ați nevoit, cum în trup fiind ați biruit pe vrăjmașul cel fără de trup, mărturisim pe Hristos și cu crucea întrarmându-vă. Pentru aceasta, după vrenicie, v-ați arătat izgonitori ai demonilor și ai barbarilor împotrivitori. Rugați-vă neîncetat să se mântuiască sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii veciilor. Amin. La jumătățirea praznicului Paștilor, te-ai suit în mijlocul templului Mântuitorul nostru și, stând în mijlocul mulțimii, îi învățai pe ei cu îndrăzneală și ziceai, Eu sunt lumina lumii, cel ce-mi urmează mie nu va umbla într-un tuneric, ci va avea lumina vieții celei nemuritoare. Plecând cerurile, te-ai pogorât, Mântuitorul meu, și trup din Fecioară, fără schimbare ai luat, izvorând mie iertare. Iar Dumnezeu Împăratul nostru a făcut mântuire în mijlocul pământului, mai înainte de veci. Întreg în Dumnezeu fiind Tu cuvinte și vrând să mă scoți din greșel pe mine cel pierit, Te-ai unit cu mine, iubitorule de oameni. Adu-ți aminte de adunarea Ta pe care o ai câștigat dintr-un început. Tu ești Împărate a toate, înțelepciunea cea mare, prin care Tatăl a făcut lumea prea înțelepțește, împreună cu Sfântul Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii veciilor. Amin. Să ne curățim ascunzișurile cugetelor și să ne apropiem candelele sufletești și să vedem pe Hristos viața sosind în lăcașul cel sfânt pentru mulțimea bunătății Sale, ca să biruiască pe vrăjmașul și să mântuiască neamul nostru prin patima crucii și prin înviere, către care să strigăm, Doamne, Cel ce ești necuprins cu mintea, slavă Ție! Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii veciilor. Amin. Hristos a înviat din morți cu moarte pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Sale și ale tuturor sfinților Săi, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin.